mare drag să felicităm pe doamna și pe domnul Filimon din partea copilului. Astăzi dăm și împlinesc 40 de ani de căsătorie, iar noi mergem să-i urăm la mulți ani și multă sănătate. Bună ziua, doamna Filimon! N-ați să ne deschideți! Ne se iasă cu ziua domnicilor să lași. Am auzit că astăzi sărbătoriți ceva cu domnul Filimon. Da? Îl chemați, vă rog, și pe domn, nu? Bună ziua! Haideți, mai aproape de noi, am auzit că astăzi împliniți, sărbătoriți de fapt, o frumoasă vârstă împreună. Suntem pregătiți. Nu trebuie să fiți pregătiți, că surprizele astea nu trebuie să fie pregătite. Mergeți, vă rog, sau haideți dumneavoastră lângă doamna. Noi să la surpriza domnicilor să lași ceva drag. A dorit să... Puteți, noi putem ajuta dacă vreți să luați ceva pe dumneavoastră. Nu-i problemă. Să facă poză, așa. Așteptăm, nu-i problemă. Vă mânesc tot pe dumneavoastră. Puteți să-l țineți voi? Aranjamentul la doamna. Și mai am și un trofeu. Care de dată dumneavoastră și o șampanie pentru domn. Să sărbătoriți astăzi. Sărbătorim că-i post. Pe lângă aceste cadouri mai am o melodie care vă este dedicată din tot sufletul și la până la flă. Și ne-a trimis la dumneavoastră, deși ați ghicit. Multă sănătate, fericire și că vă iubesc foarte mult. Să suflați lumânările la unde să vă puneți o dorință, vă rog. La mulți ani împreună vă dorim și noi multă sănătate, fericire și să vină copiii acasă să sărbătoriți cu dânsii.
Dacă doriți și dumneavoastră să retransmiteți câteva gânduri frumoase copiilor. Încep cu mama. Nu mai bine acum e că suntem departe. Această surpriză, deși eu sunt cu sufletul alături de dumneavoastră. Ce să spun, mult de mulțumesc, e suflet. Să ajungă și la 50 de ani. Să-l ia Dumnezeu. Tata, dumneavoastră ce le spuneți? Tot la care îi mulțumesc și le urez. Viața lungă de familie. Multă sănătate vă dăm împreună. Să fiți fericit și să dea Domnul să vină copiii acasă de curând. Să sărbătoriți împreună așa cum se face. Multă sănătate vă dorim!